Iubiților, aș vrea să continui puțin în aceeași notă a temei programate pentru ziua de astăzi. Este vorba de promisiunea biruinței. Credinciosul pe pământul acesta este într-un război permanent și angajat într-o luptă permanentă împotriva unor dușmani puternici, neîmblânziți. Între credincios și acești dușmani nu poate să existe un tratat sau o înțelegere, nu poate exista un armistițiu. Dimineața se vorbea despre faptul că un credincios în slujirea lui față de Dumnezeu nu poate să-și ia vacanță sau să ia pauză. În lupta credinciosului nu există niciun armistițiu. Stați liniștiți, nu râdeți, că m-am referit la vacanțele voastre, de la când mergeți în vacanță. Toți mai mergem în vacanță. Mă refer să te relaxezi, să nu mai citești Biblia, să iei vacanță de la Biblie și de la rugăciune și de la lucruri de astea. Am văzut că o groază dintre voi ați început să zâmbiți. Mergeți în vacanță, numai să nu uitați să continuați disciplinele spirituale. Întorcându-mă la aspectul acesta al războiului, da, și când suntem în vacanță, suntem atacați de cel rău. Peste tot. Și aș vrea în această seară să vorbesc despre trei dușmani pe care noi îi avem în lumea aceasta și pe care trebuie să îi biruim. Și trebuie să îi biruim în fiecare zi și toată viața noastră. Câtă vreme trăim pe pământul ăsta, dușmanii ăștia nu pleacă nicăieri. Nu se retrag. Deși sunt învinși, deși suntem chemați să-i biruim, războiul continuă în fiecare zi. Este vorba despre păcat sau fire pământească, pentru că foarte mulți spun să mă bat împotriva păcatului. Care-i păcatul? Este, să zicem, o poftă sau fire, sau minciuna sau știu eu ce păcat. Și gata, ne luăm echipamentul sau ne batem cu minciuna. Ce înseamnă să te bați cu minciuna? Ce înseamnă să te bați cu o poftă? Înseamnă să te bați cu tine însuți. Pentru că Iacov spune foarte clar că rădăcina, sursa, cârligul de legătură al păcatului este în interiorul firii pământești. Dacă doar te bați cu minciuna sau cu orice alt păcat, ai să te bați cu el până te prinde, te înșoacă și odată te mușcă. De fapt, tu trebuie să rupi cârligul din tine de care se agață minciuna, de care se agață lucrurile rele. Pentru că poftele din interiorul nostru sunt punctul de legătură, portalul de acces al păcatului în viețile noastre. Biruința asupra păcatului înseamnă biruința asupra firii pământești. Apoi biruința asupra lumii, al doilea dușman pe care îl avem. Și în al treilea rând, biruința asupra morții. Aș vrea să mă opresc puțin asupra acestor dușmani cu care luptăm și să-i biruim, să ne ajute Dumnezeu să-i biruim în fiecare zi. Biruința asupra firii pământești, asupra păcatului. În Coloseni, capitolul 1, versetul 20, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos
Dumnezeu a vrut să împace totul cu sine prin El, prin Iisus Hristos, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Păcatul produce vrăjmășie, dușmănie între noi și Dumnezeu. Și singura metodă de împăcare, de reabilitare, de iertare este ca Domnul Iisus Hristos să fi venit să moară pentru păcatele noastre, să le ia asupra Lui. Am vorbit despre iertarea păcatelor, făgăduința iertării păcatelor. Fără jertfă nu e iertare de păcate și fără iertare de păcate nu este mântuire. Împotriva noastră ca neamuri, nu vorbim doar despre poporul Israel, stătea nu numai păcatul și natura noastră păcătoasă și firea noastră pământească, ci și legămintele sfinte stăteau împotriva noastră, pentru că ele erau rezervate doar pentru poporul Israel. Biblia spune în Efeseni, capitolul 2, că noi eram străini de făgăduințele lui Dumnezeu, străini de legăminte. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, nu a venit doar să dărâme zidul păcatului dintre om și Dumnezeu, ci să dărâme zidul legii, care nu ne dădea acces la făgăduințele divine. Acum în Isaia, capitolul 59, versetul 2, spune: nelegiuirile voastre, păcatele voastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Și acum, pentru ca să se rezolve această problemă a păcatului din viața noastră, Domnul a venit nu numai să ne ierte păcatele, ci a venit să ne elibereze de sub puterea păcatului care acționa în firea noastră pământească. Și ascultați ce spune în Roman, capitolul 6, versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi, cine este omul cel vechi? Firea pământească, natura păcătoasă în care ne-am născut, a fost răstignit împreună cu El, împreună cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Ce este un rob? Robul este un om care ascultă de un stăpân, de-aia e rob, pentru că are stăpân. Și noi ne-am născut sub această stăpânire a păcatului în firea noastră pământească. Când Domnul Iisus Hristos a venit, a venit ca să dezbrace trupul acesta al păcatului, firea pământească, și asta se realizează prin nașterea din nou, de puterea de a se agăța de lucrurile rele, de pofte, și să nu mai fim dependenți de ele. Toată lumea vorbește despre dependențe. Dependențele pot fi prin întrebuințare la nivel fizic. Problema este însă că oamenii, când atacă problema dependențelor, o atacă doar la nivel fizic, și la nivel fizic este cel mai ușor de rezolvat, o dependență de alcool, o dependență de droguri și mai departe. Însă dependența este o forță spirituală și mentală la nivelul inimii, la nivelul minții, și în momentul în care omul se gândește la lucrul respectiv, începe să îl atragă acea poftă, începe să îl atragă acea dorință. Pentru că dacă problema s-ar putea rezolva doar fizic și dacă oamenii ar fi găsit o modalitate de rezolvare a problemei dependențelor din punct de vedere fizic, nu mai era nimeni dependent. Dependența începe la nivelul minții, de-aia spune Biblia să ne protejăm, să ne încingem mintea.
E adevărat că dependența de multe ori pătrunde prin simțuri, prin vedere. Dar cine interpretează, cine trage concluziile? Ochii? Ochii mei n-au minte. Ochii mei sunt niște aparate care scanează, care acumulează și care transmit imagini la nivelul minții. Mintea procesează aceste imagini. Iată de ce trebuie să avem grijă de ochii noștri, de urechile noastre, care sunt sursele care alimentează mintea și inima noastră. Pentru că Hristos a venit să rupă această legătură a robiei, să nu mai fie păcatul stăpânul nostru. De fapt, prin păcat, cine este stăpânul nostru? Diavolul, lumea zace în cel rău. Biblia spune că el a pus stăpânire pe omenire prin păcat. Prin păcat. Accesul diavolului la om este prin păcat. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 3. Și aici aș vrea să fac o paranteză și să mă leg de ceea ce s-a întâmplat atunci când poporul Israel a intrat în Canaan. Iosua a biruit toate armatele care au fost trimise împotriva lui. A nimicit toate armatele cananite, de la prima până la ultima. A distrus toate cetățile întărite, pentru că știți că o armată nu poate să aibă incursiuni într-un teritoriu câtă vreme nu cucerește cetățile. De aceea cetățile erau asediate și cucerite și distruse. Pentru că erau focare de revoltă. Chiar dacă o armată punea stăpânire pe țară, trebuia să-i cucerească cetățile. Și acum, după ce a biruit toate armatele, Iosua a murit. Ei au fost biruitori. Însă atunci Dumnezeu i-a trimis să ia țara în stăpânire și au avut lupte de purtat cu localnicii, cu aia care erau proprietarii caselor, proprietarii gospodăriilor, proprietarii viilor, proprietarii livezilor, a câmpurilor agricole. Trebuia să îi îndepărteze, să extermine și să pună în stăpânire pe țară. Victoria fusese câștigată, biruința era a lor, dar acum ce trebuia să facă? Să câștige lupta la nivel personal. Hristos a câștigat lupta generică împotriva firii pământești. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului în Coloseni, în capitolul 3, de la versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Care sunt mădularele noastre? Mâinile noastre, picioarele noastre, limba noastră, capul nostru. Știți că Domnul Iisus Hristos spunea mai bine să stai mâna sau să stai piciorul sau să scoți ochiul decât să faci pe aproapele tău să păcătuiască. Și știu sigur că nimeni nu interpretează fizic lucrul ăsta și totuși trebuie făcut lucrul ăsta. V-am spus și dimineață, mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, poate să fie telefonul tău celular, televizorul tău, cărțile pe care le citești, anturajele, relațiile. Pentru că toate acestea pot deveni surse de nelegiuire în care inamicul te bombardează. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Și erau izvorâte din firea pământească, erau niște lucruri normale, naturale. Și spunea Petru, zice, se miră oamenii din lume că nu alergază la același potop de desfrâu. Pentru ei lucrurile astea sunt normale. Asta e viața normală. Dacă îl întrebi, ce-s astea? Păi zice, să-ți trăiești viața. Da, așa-și trăiesc că e viața.
Ăsta-i trai. Dar acum, versetul 8. Lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Hristos a venit pentru ca noi să avem abilitatea să punem mâna pe bâtă și să le facem de petrecanie la mădularele astea. Până n-a venit Hristos și până nu l-a trimis pe Duhul Sfânt, n-am avut putere. Oricât de mare ar fi fost agonia, oricât de mult ar fi regretat bețivul, noaptea de destrăbălare, oricât de mult ar fi încercat mincinosul să nu mai mintă, hoțul să nu mai fure, criminalul să nu mai ucidă, să nu mai tâlhărească. Astea erau faptele naturale ale firii pământești. Hristos a venit ca să ne dea resursele, ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, pentru ca să biruim și pentru ca să omorâm aceste mădulare ale firii pământești din viața noastră. Biruința asupra păcatului. Pentru că vorbim de a fi rob sau sclav sau prizonier, iată ce înseamnă, sau cum aș traduce într-un mod mai practic lucrul acesta. Că știți că dimineața am citit că nu există nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și că Dumnezeu nu îngăduie să vină o tentație peste tine mai mare decât ceea ce poți tu îndura și că odată cu ispita, cu tentația, a pregătit și mijlocul, calea de a ieși din ea, de a evada. Tu erai într-o pușcărie cu gratii pe care nu le puteai desface, cu o poartă ferecată. Și era imposibil să ieși de acolo. Asta se numea închisoarea păcatului. Atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, a rupt legăturile și a dat de perete toate aceste porți ferecate. Și nu numai aici, s-a dus până în locuința morților și spunea psalmistul că atunci când l-au văzut porțile, s-au desfăcut înaintea lui. Nici o poartă nu poate să rămână închisă înaintea puterii sale, înaintea numelui său. Ridicați-vă capetele porți! Pentru că vine cel ce vine în numele Domnului. În momentul în care Hristos a murit, poarta de gratii a tuturor închisorilor păcatului în care sunt ținuți oamenii, au fost date de perete. Întrebarea se pune dacă vrei să rămâi mai departe în celula aceea sau vrei să ieși afară. Să nu lași pe diavolul să te înșele, să crezi că nu te poți lăsa de țigară, că nu te poți lăsa de băutură, că nu te poți lăsa de droguri, că nu te poți lăsa de stricăciune. Și aici nu mă refer doar la pocăiți, mă refer la toți oamenii din lumea asta. Toate legăturile au fost rupte atunci când Hristos a murit, că spune Biblia că a murit pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Când noi îi chemăm pe oameni la mântuire, le spunem, ieșiți din pușcărie, ieșiți din celulă, poarta e deschisă. Da, nu mă pot lăsa de una, nu mă pot lăsa de una, nu e adevărat, nu vrei să te lași. Îți place în pușcărie. Știți că pușcăria are, se pare, plăcerile ei.
Când e vorba de firea pământească, firii pământești îi place acolo. Firii pământești îi place acolo. De-aia trebuie să o răstignești împreună cu Hristos, să-i omori mădularele și să ieși liber. Liber de sub puterea păcatului. Știu că v-ar place să vedeți aici niște probete, niște soluții chimicale. Vorbi fratele Ali despre lucrurile care nu se pot vedea. Știți că în conversația pe care a avut-o Domnul cu Nicodim, Nicodim a încercat să înțeleagă practic nașterea din nou. Dacă nu mă nașteți din apă și din duh, și el zice, cum adică mă naște mama încă o dată? Și îmi spune, eu vorbesc de lucruri spirituale și tu le confunzi cu alea pământești, voi care trebuie să cunoașteți lucrurile lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu este ca vântul. Nici vântul nu se vede, dar îi vezi efectele. Realitatea aceasta a spargerii lacătelor pușcăriei păcatului este o realitate. Vedeți-o prin ochii credinței, înțelegeți-o prin credință, e o realitate spirituală pe care a dus-o Domnul Hristos la îndeplinire în ziua în care a fost răstignit pe cruce și a murit pentru păcat. Nimeni nu stă în spatele unei uși ferecate. Diavolul și păcatul sunt fără putere împotriva deciziei tale de a ieși afară, de a-L primi pe Hristos ca mântuitor personal. De a fi eliberat de dependența, de legătura păcatului care îți domină viața și îți frământă și îți turmentează conștiința. E făgăduința lui Dumnezeu. E un lucru pe care tu nu-l puteai și nu-l poți face. Că dacă îl puteai face tu, nu trebuia să vină Domnul să-l facă. Dar dacă a venit să-l facă, dacă a murit pentru tine, dacă a rupt legăturile și dacă a dat poarta închisorii la perete, de ce mai stai în închisoare? De ce mai stai în închisoare? Și dacă oamenii din lume n-au nicio justificare, cu atât mai mult noi care suntem copiii lui Dumnezeu și care înțelegem aceste lucruri chiar mai bine decât le putea înțelege Nicodim acum 2000 de ani, pentru ce unii dintre noi încă ne ținem de lanțul diavolului și țipăm în fiecare duminică, eliberează-mă, Doamne! Dă drumul la lanț! Dă-i drumul! Ieși afară! Fii liber! Bucură-te de biruința Domnului Iisus Hristos! Dezbracă-te de omul vechi și păcătos! Astea sunt lucruri reale din punct de vedere spiritual. Biruința asupra păcatului, asupra firii pământești prin care lucrează diavolul. Dragii mei, când biruiești păcatul și firea pământească, îl biruiești pe diavolul. Pentru că ăsta este unul din modurile în care diavolul biruie în viețile oamenilor. Biruința asupra lumii. În Coloseni 2:15 spunea, dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Galateni 6:14, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Adică lumea nu mai există pentru mine și nici eu pentru lume. O ruptură categorică, brutală și tranșantă. Ascultați ce spune în 1 Ioan. În capitolul 2. Aici e vorba de copii, de tineri, de copilași, de tineri, de părinți.
Și la versetul 14, 1 Ioan 2, spune: V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dar cum îl biruim pe cel rău? Versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Dragii mei, vedeți, în interiorul nostru, păcatul se zămislește din punct de vedere spiritual, în minte, în inimă. Dar aplicația păcatului are de-a face cu lumea. Lumea este aplicația practică a înclinațiilor noastre păcătoase, dacă nu suntem mântuiți și nu suntem născuți din nou. Ele devin realitate prin interacțiune cu lumea, pentru că în inima noastră sunt gânduri, sunt pofte, dar în lume sunt lucruri, în lume sunt imagini. Practica pornirilor păcătoase ale omului are loc în viața pe care o trăim în mijlocul lumii. Lumea oferă agenții de împlinire a poftelor păcătoase, de consumare a poftelor păcătoase, de acumulare a acelor lucruri care duc la păcat și care sunt păcătoase. Și în momentul în care iubim lumea, asta înseamnă că pofta păcatului din ființa umană se conectează cu vitrinele lumii. Vede și îi place. Iată de ce le spunem foarte des tinerilor. Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că există o cursă. Noi avem nevoie de lucrurile care sunt în lume. În lume, lucruri sunt și alimentele. Lucruri sunt hainele. Lucruri sunt mijloacele de deplasare, mașini, avioane. Lucruri sunt casele în care locuim. Sunt foarte multe lucruri în lumea aceasta. Și nu toate lucrurile din lume sunt păcătoase, pentru că avem nevoie de ele. Știți că spunea cuvântul lui Dumnezeu, nu mă rog, Domnul spunea în rugăciune, nu mă rog să iei din lume. Câtă vreme trăim în lume, avem nevoie de aceste lucruri. Dar între necesitățile, lucrurile care sunt necesare în lumea aceasta, sunt strecurate lucrurile care împlinesc poftele firii pământești. Vedeți, pomul interzis era în mijlocul unei grădini pline de pomi. Și Domnul a spus lui Adam și lui Eva, mâncați din toți pomii. Toți pomii aceștia sunt pentru voi. Toate lucrurile acestea sunt pentru voi. Grădina asta e a voastră. Este o singură restricție. Pomul cunoștinței binelui și răului. Și citind în Ioan, vă rog să observați corespondența dintre modul în care declară Ioan că acționează lumea în noi și felul cum a acționat lumea în modul restrâns în care s-a putut la vremea aceea în inima lui Eva. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și acum, dacă aveți un pic de răbdare, mergem și în Genesa ca să vedem exact cum a acționat lumea, atât cât a fost lumea la vremea respectivă. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Pofta firii pământești. Firea pământească vrea să mănânce. Vrea să fie hrănită.
și plăcut de privit pofta ochilor și de dorit ca să deschidă mintea cuiva la udăroșia vieții. De la momentul acesta tragic din grădina Edenului până în ziua de astăzi, lumea acționează asupra firii pământești și încearcă să o corupă în aceste trei feluri. Pofta firii pământești, pofta ochilor și răudăroșia vieții. Vă rog să observați triumfalismul, modul triumfal în care lumea vinde și face reclamă păcatului. Ați văzut reclame la alcool? Ați văzut de reclame la toate lucrurile frumoase care se vând în lumea asta? Extraordinar, domnule. Unde apare mașina aia, acolo apar cele mai frumoase femei din lume. Mesajul este pentru dumnealui. Dacă îți cumperi mașina asta, ai să ai mare succes. Și omul din lume, tânărul din proverbe, se duce ca boul la tăiere și dă banii pe mașină și își strică sufletul și își nenorocește eternitatea. Nu ți arată niciodată căzuți în șanț, cu dureri de cap și cum le sună sirenele în urechi a doua zi. Îți arată numai când sunt toți plini de voie bună, ciocnesc pahare, sunt fericiți, nevoie mare. De ce? Pentru că așa își face lumea reclamă la lucrurile păcătoase. Pentru ca să arunce cârlige și să prindă în harpon poftele oamenilor, pasiunile lor, dorințele lor, din firea pământească. Ne-am fost chemați să biruim lumea. Spune și harul lui Dumnezeu, Tit, spune Pavel în Tit, și harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să o rupem. Este un act de brutalitate împotriva firii tale pământești și împotriva lumii. Biruința asupra păcatului și a firii pământești, biruința asupra lumii și în al treilea rând biruința asupra morții. Există două feluri de morți împotriva cărora Domnul a obținut biruința la calvar. Este moartea spirituală și este moartea fizică. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 13 cu 14 spune: în adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, prin vulnerabilitate fizică, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi în slujirea noastră. Iată, dar asta nu este viața fizică, este viața spirituală abundentă pe care Dumnezeu a așezat-o în noi. În Galateni 2 cu 20 spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vreau să urmărim puțin în epistola apostolului Pavel către Efeseni cum funcționează această biruință asupra morții spirituale. Efeseni capitolul 2 de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, adică în moarte spirituală, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. De ce copii ai mâniei? Pentru că peste toți aceștia va veni mânia lui Dumnezeu.
Versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Aceasta este învierea de ordin spiritual. Noi suntem încă muritori. Încă moartea acționează în trupurile noastre fizice. Dar suntem plini de viața lui Hristos. Pentru că din morți, cum eram spiritual, umblam pe pământ, funcționam în viața de fiecare zi, dar eram cadavreuri umblătoare. Din punct de vedere spiritual, eram morți. Prin moartea lui, Hristos a luat asupra lui păcatele noastre, dar a biruit această moarte din punct de vedere spiritual și ne-a dus la viață împreună cu el. Și acum noi suntem plini de viață, o viață nouă, o viață pe care Hristos o trăiește în noi, o viață pe care o trăim prin puterea lui Dumnezeu, o viață transformată în care nu mai plătim tribut firii pământești, nu mai ascultăm de firea pământească. Firea pământească și păcatul nu mai sunt stăpânii noștri. Nu mai suntem în închisoarea, în pușcăria păcatului. Am ieșit la loc larg, spune Evanghelia după Ioan în capitolul 8. Va intra și va ieși și va găsi pășune, adică va ieși la loc larg și la surse de viață spirituală. Însă, nu numai pentru învierea noastră spirituală a venit Domnul Iisus Hristos în lume, ci a venit și pentru învierea noastră din punct de vedere fizic. În 1 Corinteni, în capitolul 15, citesc de la versetul 51, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii. Aici e vorba de învierea fizică pe care a câștigat-o Hristos pentru noi la Calvar. Nu numai învierea spirituală, ci și învierea fizică. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Iată făgăduința biruinței. Unde ți este biruința, moarte? Unde îți este boldul? Cu ce înțeapă moartea? Pentru ca să ne omoare. Boldul morții este păcatul. Moartea spirituală atrage după sine moartea fizică. Învierea spirituală atrage după sine învierea fizică. Iată, atenție! Învierea spirituală nu anulează moartea fizică, ci doar activează învierea din morți. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința. Biruința asupra păcatului și asupra morții spirituale și asupra morții fizice. Ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și înainte de a încheia, vreau să citesc puțin și din Romani, capitolul 8. De la versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea și firea, aici nu este firea pământească, este natura. Astea sunt cuvinte interschimbabile. Este natura. Așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Care este descoperirea fiilor lui Dumnezeu? Învierea morților. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, de regenerare. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină, sau natura, creația, suspină și suferă durerile nașterii. Uitați-vă, vă rog frumos, la pământul acesta care se face gemotoc.
îi se apleacă pământului de silă, pentru că e plin de silnicie, e plin de sânge, e plin de răutate. Îi e greațul pământului. De aceea se zvârcolește și se zbate tot universul. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea. Înfierea are două acte. Este înfierea spirituală, prin care căpătăm calitatea de copii ai lui Dumnezeu, despre care vorbește mai sus în Roman, capitolul 8, la versetul 15, și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Cu alte cuvinte, sunt încă muritor, încă mă dor șalele, mă doare una, mă doare alta, mă îmbolnăvesc de una, mă îmbolnăvesc de altele, dar sunt copilul lui Dumnezeu. Și în mine, Duhul Sfânt, împreună cu Duhul meu, afirmă, proclamă această apartenență a mea în familia lui Dumnezeu. Însă, deocamdată, sunt copilul lui Dumnezeu, dar sunt într-o natură perisabilă, muritoare. Și acum auziți. Și nu numai ea, versetul 23... natura, dar și noi, care avem cele din tâi roadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm. Ce mai așteptăm dacă suntem deja copiii lui Dumnezeu, dacă deja am fost înfiat, dacă deja am fost scoși din moarte la viață? Așteptăm înfierea. Păi nu suntem deja înfiați? Auziți, adică răscumpărarea trupului nostru. Frați și surori, ascultați. Când Domnul Iisus Hristos a plătit prețul la calvar, în nota lui de plată, prin rănile și jertfa lui, n-a plătit doar prețul pentru ca să ne declare copiii lui Dumnezeu, să ne scoată din moartea spirituală a păcatului, să ne așeze în viața spirituală de biruință împotriva păcatului, ci a plătit și prețul ca să ne scoată din groapă, din mormânt. E prețul plătit. Când copilul lui Dumnezeu este semănat în pământ, că nici nu spune că e înmormântat, este doar semănat în pământ. El cară în structura lui genetică biruința lui Hristos prin cruce asupra morții. În genetica ta nu scrie că n-ai să te îmbolnăvești de cancer. În genetica ta nu scrie că n-ai să ai diabet sau că n-o să-ți crească tensiune. În genetica ta nici măcar nu scrie că într-o zi n-o să ți se oprească inima și n-ai să mori. În genetica ta scrie că cu siguranță vei bate moartea și vei ieși din mormânt și vei fi înviat la viață veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Trebuie să crezi, trebuie să-ți însușești această biruință. Astea sunt promisiuni pe care noi le avem. N-am să vă spun să sfidați realitatea. Când te doare, te doare. N-am să vă spun nici cât de tare să plângeți când vă despărțiți de cei dragi. Astea sunt dilemele naturii fiecăruia dintre noi. Sunt oameni care suportă mai greu pierderile, suportă mai greu boala. Și trăim într-o lume a suferinței și a întristării și a durerii. Noi trebuie să avem compasiune unii pentru alții și când plânge unul, să plângem cu cei ce plâng. Vă aduc aminte de suferința lui Iov, lăudat de Dumnezeu, care a rămas neclintit în neprihănirea lui. Și-a rupt hainele de pe el. S-a așezat pe cenușă.
Și cel mai bun prieten al lui a fost un ciob. A blestemat ziua în care s-a născut. A dorit să iasă din istorie, să nu mai fie numărată în rândul zilelor. Și n-a primit mângâiere de la nimeni de pe pământul ăsta, nici de la nevasta lui, nici de la prietenii lui. În mijlocul tânguirilor lui și în mijlocul vaetelor lui, e oare normal ca un om al credinței să-l doară, să se tânguie, să plânge și să strige de durere? Sigur că e normal. Dar ascultați, printre strigătele lui Iov a fost și strigătul acesta profetic: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și dacă mi se va nimici carnea, dacă voi putrezi, dacă voi dispărea în țărână, ochii mei îl vor vedea, nu ai altuia. Nu e o metaforă, nu e un înțeles spiritual, e o făgăduință în care Iov a crezut în mijlocul durerii, a strigătelor, a lacrimilor și a suferințelor. Dacă te doare, vaită-te. Dacă suferi, plângi. Dacă devine durere insuportabilă, striga. Dar să rămâi neclintit în credința ta și în neprihănirea ta. Și să zici: Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și să crezi că răscumpărătorul care a plătit prețul ca să te scoată din închisoarea păcatului este același care a plătit prețul să te scoată din groapa mormântului. Măriți să fie în numele Domnului. Ne ridicăm în picioare. Frați și surori, spuneți dumneavoastră că biruințele acestea se leagă una de alta. Dacă biruiești una, le biruiești pe toate. Dacă te biruie una, te biruie toate. Știți că și legea, dacă ai călcat o poruncă, ai călcat-o pe toată. Te faci vinovat de toată. Ce ziceți? Potrivit Evrei 12, se merită să luptăm și să ne împotrivim împotriva păcatului, în lupta împotriva păcatului până la sânge? Să ne ajute Dumnezeu. Haideți să cerem har, putere și biruință.